Știrile dimineții continuă la Antena 3, ca și cum n-ar fi de ajuns că avem 10 de copaci căzuți în capitală, 10 de intervenții ale celor de la ISU în această dimineață. Iată, la imaginile dezastrului adăugăm și aceste informații. Vedem în aceste clipe imagini surprinse cu puțin timp în capitală. Un copac a căzut peste un bolid de lux. Pagubele sunt însemnate, pagube provocate în această dimineață de polei și vânt în capitală. Și adăugăm alte date. Noaptea trecută, cei de la ISU au fost solicitați pentru a interveni la un accident rutier petrecut pe A1 la kilometrul 41 și sunt imagini de la acest grav incident din trafic, sens de mers către Pitești pe A1, un accident produs ca urmare a căderii unui copac pe carosabil, care ulterior a fost acroșat de un microbus care transporta 14 pasageri. În urma acestui impact, microbuzul a părăsit partea carosabilă. Au fost 6 pasageri accidentați în urma acestui accident.